Ediția 1930, 1931 a premiilor Oscar a fost marcată de drama trăită de realizatorii filmului Tabu. Chiar dacă nu a primit premiul Oscar, Tabu a fost considerat cel mai bun film al anului 1931. Documentar romanțat, Tabu este expresia de înalt nivel artistic a doi celebri realizatori, F.W. Murnau și Robert Flaherty. În insula Bora Bora din Pacific, indigenii trăiesc o viață simplă de început de lume, noțiunile de bine și de rău neavând pentru ei vreun sens. Doi tineri, Matahi și Rari, se iubesc. Dansurile tribului vestesc apropiata lor unire. Se întâmplă însă ca fecioara pe care tribul o destinase zeului să moară, iar Rari este aleasă să o înlocuiască, devenind astfel Tabu. Tinerii fug într-o insulă îndepărtată, Tahiti, însă acolo pătrunsese civilizația și se văd nevoiți să muncească. Matahi devine pescuitor de perle, singura lui fericire fiind reîntâlnirea din fiecare seară cu Rari. Dar într-o zi, marele preot sosește pe insulă și o ia cu el pe Rari în Bora Bora. Matahi înoată după iubita sa până moare, înecat în apele oceanului. Chiar dacă filmul se apropie de conflict, a îndepărtat producția de marele premiu. Filmul a fost realizat cu doar doi actori, Anne Chevalier și Bill Bembridge, restul distribuției fiind completată cu indigeni. Cimarron, de Wesley Ruggles, a primit Oscarul pentru cel mai bun film al anului. Filmul prezintă povestea goanei după pământ din Oklahoma, fiind o ecranizare după romanul cu același titlu al Edna Farber. Richard Dix, Irene Dunne și Edna May Oliver au fost capetele de afiș ale producției. Cel mai bun actor al anului a fost considerat Lionel Barrymore pentru rolul avocatului din A Free Soul, Prizoniera Dragostei, unde a jucat alături de Norma Shearer, Clark Gable și Leslie Howard. Lionel Barrymore, născut în 1878 în Philadelphia, era cel mai mare dintre frații Barrymore, ceilalți doi, Ethel și John, fiind tot actori. După ce a urmat studii de pictură, Lionel joacă pe Broadway și debutează în cinematograf în 1909, în filmul lui David Griffith's Friends, alături de Mary Pickford. Este considerat unul dintre cei mai importanți actori din istoria filmului, cu peste 40 de ani de carieră. În 1952, la 74 de ani, făcea un rol important în Lone Star, alături de Clark Gable și Ava Gardner. A cunoscut succese impresionante în America, 1924, alături de David Griffith, The Mysterious Land, realizat în 1929, Biletul Galben, 1931, Mata Hari, 1932, unde a dat replica Gretei Garbo, Camille, 1936, unde a avut parteneri pe aceeași Greta Garbo și pe Robert Taylor, Duel în Soare, unde a evoluat alături de Gregory Peck și Lillian Gish, și Kay Largo, 1948, unde a avut parteneri pe Humphrey Bogart, Lorraine Bacall și Edward G. Robinson. Barrymore a regizat și câteva producții, dintre care poate fi amintit Madame X. Oscarul pentru rol feminin i-a revenit lui Marie Dressler pentru rolul din Min and Bill, unde l-are partener pe tumultosul Wallace Beery. Marie Dressler a fost una dintre vedetele filmului mut. Născut în Ontario în 1869, Dressler a avut mari succese cu filme ca Agonies of Agnes din 1914, Mic dejun în zori, realizat în 1927, The Divine Lady sau One Romantic Night. Deși a jucat mult, via ultimul ei film, Cina la ora 8, a transformat-o în vedetă. Norman Taurog, născut în 1899 în Chicago, a fost desemnat cel mai bun regizor al anului 1931 pentru modul inegalabil în care a lucrat cu copiii Jackie Cooper și Mitzi Green în Skippy. Taurog a regizat numeroase comedii, în special muzicale. Sub bagheta sa au evoluat Bing Crosby, Diana Darbin și Elvis Presley. El a regizat și drame, dintre care pot fi amintite Începutul sfârșitului, în care condamna bombardamentul atomic de la Hiroshima, precum și Tom Sawyer, realizat în 1937, și Tinerețea lui Edison. Oscarul pentru scenariul original i-a revenit lui John Monk Sanders pentru The Dawn Patrol. La a patra sa ediție, Oscarul nu a mai încununat ca de obicei opere strălucitor fastoase și nici actori în roluri de bărbați curajoși și romantici sau actrițe de o frumusețe răpitoare, ci a fost mai curând anul filmelor grave și rolurilor de caracter. Noi ne revedem săptămâna viitoare cu un nou episod. Până atunci, numai bine!